Bine ai venit la ziua 21. Felicitări pentru completarea meditației de 21 de zile a lui Deepak Chopra pentru abundență. Ne bucurăm că vibrații înalte a putut contribui și a făcut această adaptare în limba română. A fost plăcerea noastră să împărtășim cu voi aceste meditații bogate și pline de experiențe minunate. În această perioadă în care am fost împreună, am dobândit informațiile și mecanismele necesare pentru a manifesta abundență în viață. Ți-a crescut încrederea că bogăția este ceva normal și că este dreptul tău divin. Experimentează abundența știind că ești creator când te manifesti din eul superior și că te poți exprima ca o ființă iubitoare și abundentă. Astfel, poți să aduci bunătate în jurul tău și un efect pozitiv în lume. Astăzi te voi îndruma pe o meditație cu vizualizare, unde vom planta semințe ale conștiinței abundente pentru a avea și mai multă dragoste, bucurie și prosperitate. Orice îți dorești, știind sigur că abundența curge cu ușurință în viața ta. Te invit să începem. Stai comod și închide încet ochii. Inspiră și expiră încet. Detașează-te de toate gândurile. Dă-i voie minții tale să te ducă într-o grădină bogată. Ai o senzație de liniște încât îți vine să stai printre iarba verde și să te bucuri de splendoarea locului. Ai cu tine un săculeț cu semințe. Sunt variate și de mai multe dimensiuni. Ai semințe de recunoștință, semințe de apreciere, dragoste, pace, abundență materială, armonie, sănătate și fericire. Deschizi săculețul în palmă, după care le împrăștii pe pământul fertil. Ai încredere. Odată ajunse pe pământ, soarele și ploaia vor hrăni semințele și vor crește astfel plante puternice și vibrante. În parfumul grădinii, înainte de a pleca, te invit să repeți mental următoarele cuvinte, cu emoție în inimă. Sunt abundență nelimitată. Sunt fericit. Sunt sănătos. Sunt iubit, sunt în armonie, sunt în pace. Acum, inspiră încet,
în timp ce repet sunetul. Apoi expiră, repetând mental ham. Atât inspirația, cât și expirația se face pe nas. So pe inspir, ham pe expir. Când simți că atenția se duce pe senzații din corp, zgomote sau gânduri, întoarceți atenția ușor către mantra. So ham. So ham. So ham. Te rog, continuă cu meditația. La final, o să auzi un clopoțel care îți indică că e momentul să renunți la mantra. So ham. So ham. So ham.
E timpul să renunți la mantră. Te rog să aduci atenția în corp. Ia-ți un moment. Inspiră și expiră adânc. Când te simți pregătit, deschide încet ochii. Ai plantat semințe ale abundenței în subconștient. De acolo vor înflori cu ușurință. Ai încredere că în orice moment te poți conecta cu sursa, esența vieții. Cum ne pregătim să încheiem programul, te invit să împărtășești acest material și să te reîntorci la el de oricâte ori simți nevoia. Cu siguranță poate fi și repetat. Gândul zilei are legătură cu fiecare moment din viața noastră. În orice clipă, din orice zi, îmi trăiesc viața în abundență. În orice clipă, din orice zi, îmi trăiesc viața în abundență. În orice clipă, din orice zi, îmi trăiesc viața în abundență. Namaste. Te iubesc.